Bună, dragilor! În acest video vă arăt ce produse am mai terminat în această lună, adică de pe 2-3 luni, nu știu cum am adunat, pentru că vreau să le arunc și am zis să vi le arăt și vouă. Am terminat această cremă de la Nivea, care am luat-o de prin Port Direct, a fost destul de mare, de 400 ml, a fost super faină, hidratantă, cu siguranță o să o mai cumpăr. Am mai terminat de la Floralis hârtie igienică cu piersică, asta ne place mult. Am mai terminat din asta pentru hârtie la bucătărie, tot de la Lidl. Am mai terminat absorbante de la Discret, tot din Lidl luate, care îmi plac tare mult. Tot de la Lidl, șervețele de nas, tot din gama Floralis. Tampoanele Siempre sunt tot de la Lidl, îmi plac mult. Șervețele Lupilu, tot de la Lidl. Sunt ok, dar parcă sunt prea uscate uneori. Aici am mai terminat un calcon din ăsta de la Penny, varianta ieftină. Eu zic că își face treaba. Am mai terminat de la... Scuzați-mi, vine stușesc. Am mai terminat de la Lidl acest detergent de vase, care zic că spală bine și face treaba. Și este la 4 lei. De la Calgon a ieșit praful acela și vine stușesc. Am mai terminat acest persil care mi-a plăcut mult. Cred că l-am luat din Profi și o să-l mai cumpăr. Vi-l recomand. Ce mai avem aici? Șervețele de la DM. Astea au fost ok, dar nu prea mi-au plăcut. Nu știu, materialul acela. Apoi de la Lidl iarăși am terminat niște șervețele intime. De la Bella niște tampoane zilnice. Nu, din alea normale. Ăsta tot de la Lidl este de la Formil. Niște șervețele foarte bune pentru mașina de spălat. Și o variantă mai ieftină parcă de la Pepco. A fost aceasta cu 6,50 lei, sunt bune și acestea. Fac mult zgomot, îmi pare rău, dar asta e. Am mai terminat o vopsea long color, care îmi place mult. Și o să mai cumpăr, este fără amoniac. Niște șervețele de la Pepco, de la Lula, sunt preferatele noastre. Îmi vine să tușesc. Am mai terminat niște dischete de machiante de la Cleanic. Am mai terminat un gel de duș de la Tesori de Oriente. Îmi place tare mult, dar nu știu, mi-a căzut și mi s-a spart pe aici. Dar miroase super fain și spală foarte bine. Am mai terminat de la Balea această cremă de mâini, care a fost ok, dar nu foarte hidratantă. Am mai terminat tot de mea acest deodorant pentru baie. Îl pun în baie să miroase bine în aparatul acela. Am mai terminat de la Avon această cremă de la Today, care mi-a plăcut mult și o să o mai cumpăr. De la Lidl la curs din gelul acela de duș pe produsele astea. Pentru că v-am zis că se spart, mi-a umplut și toată punga aici. Am terminat și acest săpun care a fost foarte fain, tot de la Lidl. Tot de la Lidl am terminat și acest gel de duș scrub. A fost ok, la 5 lei prețul care l-a avut. Tot de la Lidl am mai terminat un săpun lichid de la Sien. Aici am un gel de insecte. L-am luat anul trecut din Lidl, o să expire în luna mai, dar eu deja l-arunc pentru că nu și-a făcut treaba, tot m-am dat cu el și tot m-au mâncat în sari. Zice că se dă după, dar tot aveam mâncărimi. Am mai terminat de la Sien acest balsam de buze, care a fost ok, o să-l mai cumpăr. Am mai terminat încă o cremă de la Balea, deci sunt pline de
gel de duș din acela Tezorii, toate produsele acestea. Am mai terminat un din ăsta autan, de fapt a expirat și o să-l arunc. Aici mai aveam câte fund de ten de la Giordani Gold, ăsta e preferatul meu, dar a expirat și acesta de o lună și am zis să-l arunc, nu-l mai pun pe față. Am terminat și gelul meu de spălare a feței de la Novegi, preferatul meu, care îmi place tare mult și o să-l mai cumpăr cu siguranță. Am terminat și această cremă de la Oriflame, care mi-a plăcut iarăși tare mult. Deci, v-am zis, este plin de gel de duș. Sunt așa lipicioase toate produsele astea. Am mai terminat un rimel de la Lancôme, dar nu se mai vede, era în varianta Travel. Foarte bun, o să-l mai cumpăr. Și aici am 4 oje care au expirat sau uscat și de la Oriflame, două salbe și două de alea top coate, dar sunt toate lipicioase de gelul de duș. Și da, am să le arunc pe toate. Și cam astea au fost produsele mele terminate. Dacă v-au plăcut și vouă, nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal. Eu vă pup, la revedere!